Creșterea numărului de cazuri COVID-19 în Moldova este cauzată în mare parte de neglijența populației, care continuă să aibă o atitudine habarnică față de cerințele de protecție impuse de către autorități. Declarația îi aparține șefului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la TVR. Pentru că în aspect comportamental, noi suntem departe, de exemplu. Noi suntem departe, de exemplu. La protecție individuală nu atragem atenție, la ieșirea în stradă nu tragem atenție, la ieșirea în transport public nu suntem vigilenți. În genere, la comportamentul nostru, avem o atitudine habarnică. Și asta eu o spun, de câteva ori sunt gata să repet. Suntem habarnici în raport cu propria sănătate. Și asta este partea gravă a lucrurilor. Întrebat însă dacă vina este doar a cetățenilor și nu și a autorităților, Furtună a explicat că în Moldova se investește mult în lupta de combatere a pandemiei. Dar n-ar fi o soluție să testăm mai mult zilnic, mai mult de 2000, de exemplu? Ar fi o soluție și o să testăm. O să vedeți că o să testăm. Noi am mai fortificat capacitățile de laborator, am mai achiziționat niște utilaje de laborator care mai automatizează lucrurile. Și ultima partidă de test care este achiziționată este de o durată mai scurtă de procesare, dar comportamentul nostru dă peste cap testele. Și noi astăzi testăm și este negativ, dar ne comportăm astfel încât mâini vom fi pozitiv sau voi mâini vom fi pozitiv și asta nu o să ne ajute nici de cum. Una peste alta, Nicolae Furtună a făcut și o declarație controversată, una în care a declarat că până în prezent, din numărul total al celor decedați din cauza coronavirusului, 99% au fost persoane care și așa erau o povară pentru ei și pentru cei din jur, adică oameni care se chinuiau.